În prezența prim-ministrului Marcel Ciolacu, a ministrului Educației Ligia Deca, a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene Adrian Căciu, dar și a altor membri ai Guvernului României, președintele Consiliului Județean Hunedoara a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din județul Hunedoara. Beneficiarii direcției proiectului depuse de Consiliul Județean Hunedoara sunt tinerii de la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Rudolf Steiner din Hunedoara, care își desfășoară activitatea și în municipiul Lupeni, și Centrul de Pedagogie Curativă Simeria. Am fost la Guvernul României, am semnat un contract pe fonduri europene pentru școli, pentru dotarea școlilor, în special cele cu nevoi speciale, care aparțin de Consiliul Județean. În același timp vă spun că foarte, foarte mulți primari de-ai noștri au făcut proiecte pe bani europeni, le-au câștigat și le avem și pornim la treabă. Este un lucru extraordinar, fiindcă atragem bani europeni pentru asemenea lucruri și putem dota școlile și putem să le asigurăm condițiile necesare ca să funcționeze. Proiectul este finanțat prin PNRR, are o valoare totală de aproape 1.700.000 de lei, iar durata de implementare este între 26 iulie 2023, data semnării contractului, și 30 decembrie 2024.